Sistemul centralizat de termoficare din Suceava continuă să înregistreze pierderi semnificative de energie termică în ciuda lucrărilor de modernizare. În sezonul cald, când se furnizează doar apă caldă, pierderile cresc și mai mult din cauza vitezei reduse de circulație a agentului termic. Potrivit bilanțului energetic al companiei Termonet Suceava, ce va fi prezentat Consiliului Local, pierderile pe rețelele de distribuție au crescut în anul 2023 de la 31,24% la 31,50%, iar cele pe rețelele de transport au scăzut semnificativ de la 20,89% la 20,80%. Termonet, care administrează rețelele din 2015, a reabilitat anul acesta doar 300 de metri de conducte în izolațiile vechi și instalând 400 de metri de conductă preizolată, însă infrastructura depășită tehnologic continuă să provoace pierderi mari. La începutul anului erau racordate la rețea aproximativ 14.950 de apartamente, 81 de case particulare, 401 agenți economici și 37 de instituții publice. Sistemul operat de Termonet achiziționează agentul termic de la centrala bioenergiei Suceava, care utilizează biomasă pentru producerea energiei în în sezonul cald, când se furnizează doar apă caldă, pierderile cresc și mai mult din cauza vitezei reduse de circulație a agentului termic.